Dacă toți sunt în vogă acum jocurile olimpice, se vorbește despre concurs, despre competiție, despre putere, nu? Dar ați observat că există momente ale puterii acolo și cei care sunt cei mai puternici sau cei mai buni câștigă medalia. Da? Și ați observat că diferența este foarte, foarte mică, uneori chiar o sutime de secundă dacă ei sau nu medalie, sau depinde culoarea ei. În uh, cartea sa, Orele astrale ale omenirii, cei care n-ați citit-o vă recomand, am citit-o ceva mai de mult, scrisă de un scriitor care îmi place foarte mult, cum cum redactează și cum scrie cărțile Stefan Zweig, povestea despre astfel de momente de glorie care au marcat omenirea. Cântecul, uh, imnul Marseeza, da? povestește despre cum a fost compus imnul acela și cât de mare impact a avut în războaiele lui Napoleon ca să câștige multe dintre ele. Cum a compus Handel, de exemplu, uh, oratorul Mesias și corul Aleluia și multe alte lucruri care puse cap la cap au schimbat omenirea în bine. Au fost momente de sclipire, nu sunt singurele cele cuprinse în carte, sunt mult mai multe. și aș vrea să punctez lucrul acesta că este foarte important să avem aceste momente de sclipire de putere în viața noastră de decizie care să schimbe atât viața noastră, cât și viața celor din jur. Bineînțeles că aceste momente de putere nu apar din neant. Adică nu poți să ai un moment de sclipire în orice domeniu dacă nu ești pregătit în acel domeniu, dacă nu muncești, da? Dacă vrem să vedem cum vrei să devii campion, întreabă un campion care este viața lui, care este rutina lui, ce face în fiecare zi. Să știți că am găsit similitudini între viața unui campion, chiar Pavel face aceste paralele între cei care se luptă la jocurile la acestea de obște sau olimpice și lupta credinței. Bineînțeles, miza este cu totul alta, este o altă motivație, dar până la urmă este o luptă, o disciplină la care te supui ca să obții ceva. În Sfânta Scriptură, unul dintre oamenii care mi-a atras foarte mult atenția a fost Iosua. Îmi place foarte mult personajul acesta. Este un om al lui Dumnezeu, un om al credinței, un om disciplinat despre care se vorbește foarte mult. Da? După ce robul lui Dumnezeu, Moise, a murit... S-a creat așa parcă un vid de putere, de leadership și am fi zis că lucrarea lui Dumnezeu se încheie acolo, se termină totul. Însă Dumnezeu niciodată nu este în lipsă de oameni și atunci când noi credem că lucrurile se încheie, Dumnezeu spune nu, nu, nu se încheie, continuă, dar cu altcineva. În cartea care poartă numele Iosua, Ni se spun câteva lucruri despre el. Iosua a fost un om al credinței, un om al puterii și un om care a știut ce să facă în momentele cheie, pentru că vorbim de momentele de manifestare a puterii, da? Poți să fii foarte bun în ceea ce faci, poți să înveți foarte mult, poți să te pregătești foarte mult. Dacă în momentul cheie nu știi să fructifici și te pierzi, în momentul ăla se amână victoria examenul sau ce -o fi el în viața ta, decizia, oportunitatea, investiția și va trebui să mai aștepți mult timp pentru că n-ai avut tăria emoțională și psihică să pui mâna pe premiu pentru care te-ai pregătit atât de mult. Și să știți că sunt foarte mulți oameni capabili, foarte capabili, care dacă stai să-i asculți, sunt o enciclopedie. Ție drag să stai, dar nu au reușit să facă lucruri mărețe în viață, ori pentru că au fost foarte modești și nu și le-au dorit, ori pentru că n-au avut tăria să să pună mâna pe ceea ce este al lor. Dumnezeu ne învață să fim puternici să ne pregătim pentru momentele din viața noastră când trebuie să punem mâna pe ceea ce ne-a făgăduit. După moartea lui Moise, spune capitolul 1 cu versetul 1, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise, robul meu Moise a murit, acum scoală deci, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Observați, făgăduința lui Dumnezeu, o promisiune largă, o promisiune care cuprinde foarte mult. De multe ori ne limităm în creșterea noastră, în dezvoltarea noastră și spunem până aici, mie mi ajuns. Și știți ce spune și creierul nostru? Gata, am pus limită. Și dacă atâta ne este credința, atâta ne binecuvântează Dumnezeu. Ați observat, când au intrat în Canaan și n -au, mai, uh, au mâncat din roadele țării, Dumnezeu n-a mai dat mană. Când Domnul Hristos a fost în zona Nazaretului, spune că n-a putut să facă nicio minune acolo. De ce? Din cauza lui Dumnezeu? Nu, din cauza necredinței lor. Credință mică, binecuvântare mică. În momentul când tu ai pus limită, Dumnezeu zice, păi n-am cum să-ți mai dau, pentru că tu ți-ai pus deja o limită. Și Dumnezeu îi face o făgăduință. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum a spus lui Moise. În versetul 4 sunt date și granițele, și apoi Dumnezeu îi pune o condiție. Dacă vrei ca această făgăduință să se împlinească, pe lângă faptul că trebuie să acționezi, este să te temi de mine și să respecti ceea ce scrie în Cuvântul meu. Dacă nu ai etică și dacă nu ai morală în ceea ce faci, nu vei avea o reușită pe termen lung. Pe termen scurt, poate că mai păcălești pe câte unul pe altul, da? Să creadă că ești ceva, dar pe termen lung, dacă nu ai consistență morală, dacă nu ai principii, nu poți să realizezi lucruri extraordinare. Întărește-te și îmbărbătează-te, că și tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara pe care am jurat părinților tăi că le voi da. Condiția a fost ca Iosua să respecte cuvântul lui Dumnezeu. Foarte multă lume își dorește succesul și reușita astăzi, da? Însă, prea puțin vor să plătească prețul dacă vorbim de credință, foarte mulți poate vrem să avem o anumită imagine, care poate fi frumoasă, dar prea puțin ne temem de Dumnezeu. Și aici este diferența. Oameni polișați, suntem și noi de multe ori. Ne place să arătăm bine, să creadă lumea lucruri mărețe despre noi, însă, până la urmă, contează ce spune Dumnezeu despre noi. Vrem să avem parte de biruință, dar nu vrem să plătim prețul. Iosua a ascultat de Dumnezeu, cartea legii s-a lipit de inima lui și în toate acțiunile lui era prima dată Dumnezeu și acțiunea pe care o făcea. Dumnezeu și acțiunea prin credință. Este un tipar la Iosua. Dacă ne uităm în, în cartea care îi poartă numele. A trimis două scoade, au venit cu un raport și începând din capitolul 3, Iosua știe ce are de făcut. Este un om de acțiune, foarte bine orientat. Știți ce am observat? Apare ca un light motiv în cartea lui Iosua. Se trezea diz de dimineață. Nu vă așteptați să aveți rezultate mari în viață dacă sunteți prea somnoroși. Da, dacă aveți obiceiul să dormiți mult, nu o să aveți succes în niciun domeniu. Chiar spune Cartea Proverbelor: Dacă, dacă facem o mică paranteză legată de lenevie, uh, face o comparație cu, cu Furnica da, și spune versetul 9: când vei, Până când vei sta, din capitolul 6, culcat leneșule. Cât, cât te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi. Și sărăcia vine peste tine ca un hoț, da? și lipsa ca un om înarmat. Lenea nu este binecuvântată de Dumnezeu. De asta eu vă spun sincer, dacă ne aud autoritățile slavă Domnului, aș desfința toate ajutoarele sociale pentru lene și puturoși. Deci primele le-aș desfința. N-aș mai da niciun ajutor social unui om care poate să muncească, are două mâini, două picioare, da? Și am salvat economia. Știți cum am salvat economia imediat în doi timp și trei mișcări? Nu vorbim de cazurile excepționale în care ești într-o perioadă de tranziție, da? până îți găsești de lucru sau situații de genul ăsta. ai dizabilități foarte mari. Ok. Dar, cine... Scriptura spune lucrul ăsta. Cine nu vrea să lucreze, Nisă nu mănânce. Este biblic. Oamenii lui Dumnezeu au fost foarte muncitori și tenace în a pune în aplicare planul lui Dumnezeu. Și dacă citiți dacă citiți uh, cartea lui uh, Iosua, o să vedeți că apare ca un light motiv, ca un refren. Diz de dimineață, pe când era în încă întuneric, Iosua a ieșit în față sau a plecat cu oștirile și așa mai departe. În capitolul 3 cu versetul 1 spune Iosua sculându-se dis de dimineață a pornit din Sitim cu toți copiii lui Israel, au ajuns la Iordan și au rămas acolo peste noapte înainte de a trece. Observați? Era totdeauna cu un pas înainte. Nu aștepta ca lucrurile să vină peste el, să fie luat prin surprindere. De aceea, dacă vrem să nu fim luați prin surprindere, trebuie să avem obiceiul acesta de a ne trezi dimineața, să ne facem uh, acel ritual cu Dumnezeu, să ne punem limpezime în gânduri și să știm ce avem de făcut. Dacă așteptăm să treacă ora 8, 9, 10, deja s-a dus, mana s-a dus. Știți că atunci când răsărea soarele, mana se topea. Cine se trezea mai târziu, postea ziua aia. Și Dumnezeu, Dumnezeu ne transmite niște lecții. Da? Dacă vrei să ai binecuvântare, trebuie să fii acolo, să o iei, să pui mâna pe ea. Dar cât mai dimineață posibil. Iosua s-a sculat și a zis, uite, astăzi trecem Iordanul. Și i-a instruit, îmi place foarte mult dacă vedeți mesajele lui, nu sunt lungi așa și diluate și apă de roză, scurt și la subiect. Oamenii de acțiune vorbesc puțin. Aia care vorbesc foarte mult, să vă puneți toate semnele de întrebare, că nu e ceea ce trebuie acolo. Da? Dacă se laudă și încep să spună câte au făcut și câte au dres, când stai să analizezi lucrurile, îți dai seama că de fapt nu este chiar așa. Oamenii de acțiune sunt laconici în a transmite un mesaj foarte direct, foarte practic și uh, pasul 2 trec la acțiune. Așa a făcut și aici și... În momentul Dinaintea trecerii Iordanului, Dumnezeu îi transmite un mesaj lui Iosua și aș vrea să fiți atenți. Capitolul 3 cu 7. Domnul a zis lui Iosua, astăzi voi începe să te înalți înaintea întregului Israel ca să știe că voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Este foarte important să te înalți Dumnezeu. Să te înalți singur, toată lumea încearcă lucrul ăsta. fie cu like-uri, cu frețele de socializare, toți vrem să ne înălțăm. Dar este una să te înalți tu, este una să te înalți algoritmul. Știți că sunt unii pe care înalți algoritmul. E unul care nu mă dă din burtă. Dă din burtă la restaurant pe TikTok, dă din burtă pe plajă, dă din burtă pe mare, peste tot. Dar în toate filmulețile nu mă dă din burtă. Și ultra viral. Eu mă întreb cât creier au ăia care îl urmăresc și îi dau like-uri. Da? e, e... Groaznic. E groaznic. Da. Poți să fii înălțat în felul ăsta de algoritm. Poți să te înalți pe tine însuți. Însă este cu totul altceva să te înalțe Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a spus lui Iosua, astăzi te voi înălța. Cum? Prin acțiune. Prin acțiune. Crezi în mine, împlinești planul meu și treci la atac, treci la acțiune. Nu stai să aștepți, nu îi împingi pe alții, hai mergeți, faceți, vă rog. Nu. Iosua tot timpul era cu un pas în față. Veniți după mine. Într-o zi a stat cu sulița ridicată în mână, toată ziua, până când vrăjmașii Domnului au fost biruiți. Când era vorba de atac, era primul care mergea în față. Nu stătea, stați că vedeți că eu, eu am conducerea delegativă. Ați auzit de ea, nu? Conducerea delegativă. În care ce nu-ți place ție să faci, îi pui pe alții să facă. Păi nu așa funcționează lucrurile. În Imperiul Roman, cei mai buni cezari au fost militari. Ăia care stăteau cu politica și cu sforile și așa, au fost cei mai depravați și cei mai, cei mai nemernici. Cei mai buni cezari au fost militari. Și cine, avea influența asupra armatei, avea toate șansele să devină, să devină cezar. De ce? Pentru că niciun om nu respectă pe altcineva dacă nu face ceea ce spune. Poți să zici, ai, înainte, păi tu nu ești războinic, în primul rând, ești politician. Dar ce să te asculte -o pe tine? Mai este unul soldat în fruntea țării, care n-a luptat în niciun război, da? Și îl vedeți pe toate benerile. E ridicol. E ridicol. De ce? Pentru că știi clar că ăla nu este un războinic. Nu este un războinic. Și aici ni se spune despre Iosua că Dumnezeu a vrut să-l înalți. Și a transmis un mesaj preoților. Vreți ca oamenii să vă urmeze? Mergeți primii, puneți piciorul în apă și Iordanul se va despica. Și au stat acolo în mijlocul Iordanului cu chivotul în spinare până când a trecut poporul lui Dumnezeu și acel a fost un moment al puterii, un moment de manifestare a credinței. Oamenii au văzut, bă, se întâmplă. Și în momentul când oamenii văd că se întâmplă ceva, se schimbă ceva, sunt dispuși să te urmeze, să facă ceea ce spui tu. În continuare au pus uh, niște pietre de aducere aminte ca să rămână acolo însemnat în istoria lui Israel, acel uh, moment în care au trecut Iordanul. Și, apropo, Gilgalul a rămas ca loc de trecere, loc de aducere aminte. Vă aduceți aminte cine, care dintre uh, judecători a adus acolo la Gilgal pe izraeliți? Care dintre profeți și judecători i-a chemat acolo la Gilgal? Samuel, sigur că da. I-a chemat la Gilgal. De ce? Pentru că devenise deja un loc istoric. Aici Dumnezeu a despicat Iordanul, așa cum mai de mult a despicat Marea Roșie. Este un moment istoric în care ne aducem aminte de minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră și mergem mai departe cu credința că Dumnezeu va mai face aceste minuni în viața noastră. Era un moment uh, istoric în care trebuiau să-și manifeste credința Și Iosua le-a poruncit preoților, mergeți înainte Și așa au făcut, au trecut Iordanul După ce au ajuns în țara Canaanului, au mâncat din roadele țării Mana a început să nu mai cadă Și la un moment dat Iosua se uită în fața lui și vede pe cineva, un soldat scoate sabia, zice, ești dintre ai noștri sau din alții? Te tai sau? Și nu e o scăpetenie a oștirii Domnului. S-a plecat, s-a închinat. Ne lipsește curajul acesta. Când știi că faci voia lui Dumnezeu și faci tot ceea ce stă în putință, de ce să te mai temi? Avem atâta frică în noi și atâta teamă, că vai, ce o să se întâmple? Atâta vreme cât știi că ai făcut ceea ce stă în putință, și ai predat lui Dumnezeu cauza ta și știi că faci ceea ce trebuie. Nu trebuie să te teme. Și Iosua merge în față și căpetenia oștirii Domnului îi spune, descalță-te, pentru că este un loc sfânt pe care îl calci. Singurul în fața căruia s-a plecat Iosua a fost Dumnezeu. În rest, nu i-a fost frică de nimeni. Și ceea ce urmează de aici încolo nu face decât să confirme că Iosua a fost un om al puterii, un om al curajului, un om al, al lucrurilor inedite. A urmat o altă provocare, luarea Erihonului. Dacă citim istorie și arheologie... O să vedem că în vremea aceea cetățile fortificate practic erau de necucerit. Singura cale pe care să zic că ai, ai fi putut să le cucerești era starea de asediu. Instituiai stare de asediu, le rupeai toate comunicațiile și dacă rămâneau fără provizii, fără mâncare, fără așa, atunci aveai șanse să se predea. Dacă nu, stăteai mult și bine acolo. Unele cetăți aveau și contraforturi din pământ, care la bază aveau undeva la 80 de metri, deci puneau muntele de pământ și până să ajungi tu să dai cu berbecele în perete, <gângânt> trebuia să sapi și să cari munți de pământ, da? timp în care îi aruncau cu pietre și cu săgeți după tine. Era foarte greu să cucerești cetățile acelea întărite. Și cu toate acestea s-au închis în Ierihon, sau au baricadat acolo și așteptau să vadă ce se întâmplă. Și pentru că a primit făgăduința din partea lui Dumnezeu, Iosua a zis: Mergem să cucerim ierihonul. Șase zile înconjurăm cetatea și a șaptea începem să strigăm și să luăm cetatea. Era, era imposibil, din punct de vedere uman, era imposibil ceea ce a făcut Iosua și e clar, a fost și un, și un act supranatural acolo, că Dumnezeu a dărâmat zidurile ierihonului, așa cum spune scriptura. Șase zile au înconjurat cetatea și în ziua a șaptea cetatea a fost cucerită. Vi se ridică vreun semn de întrebare aici? În ce zi a fost cucerit Erihonul? Și m-am mai gândit la ceva, nu o, o, spun ca o teză da, științifică sau dogmatică, dar gândiți-vă că s-ar putea ca, având aceste evenimente importante din istoria mântuirii care s-au petrecut, care au legătură cu sabatul, și din cauza asta să urască atât de tare diavolul sabatul. Creația și amintirea creației are de face cu sabatul. Da? Cucerirea erihonului a avut loc în sabat. Dacă citiți în Deuteronom, capitolul 5, un alt motiv pentru care le-a poruncit israeliților să păzească sabatul, a fost că i-a scos din țara Egiptului. Și întrebare: de ce ar fi pus Dumnezeu să aibă ca motiv să păzească Sabatul ca au ieșit din Egipt dacă ar fi ieșit Duminica sau în altă zi? Da, citiți, vă rog, Deuteronom 5, unde este repetată legea lui Dumnezeu. În Exodul se spune că motivul este pentru că Dumnezeu a creat cerurile, Pământul și Marea, de aceea ți-a poruncit să păzești sabatul. În Deuteronom spune pentru că te-a scos Dumnezeu din țara Egiptului, de aceea ți-a poruncit să păzești ziua sabatului. E posibil ca și ieșirea din Egipt să fi fost tot într-o zi de sabat. Cucerirea Erihonului, șase zile au înconjurat cetatea și ziua a șaptea a fost, a fost cucerită cetatea. Și să știți că Expresiile acestea sunt stereotipe în ebraică. Șase zile lucrezi, a șaptea te odihnești. Șase zile înconjur cetatea, a șaptea uh, acționezi. Da? Uh, zilele în scriptură, lunile, sunt de 30 de zile. Nu găsiți de 28 de Citiți Geneza, istoria potopului. Toate zilele, toate lunile aveau 30 de zile. Da, zice, a stat 5 luni în corabia, adică 150 de zile. Nu erau cu 31, cu 29, cu 28, toate aveau 30 de zile. Închei paranteza aceasta. E posibil ca să avem o surpriză, ca inclusiv ziua venirii Domnului Hristos să fie tot o zi de sabat, Mântuirea, actul mântuirii, are de-a face cu, cu ziua de sabat, când Domnul Hristos s-a odihnit și prin aceasta a zdrobit capul șarpelui. Și s-ar putea ca cel rău să o ia ca o amenințare. Bă, zice, într-o zi de sabat Dumnezeu s-ar putea să-mi pună capăt. Da? nu o luați, din nou subliniez, nu o luați ca o afirmație infailibilă. Doar v-am spus să vă gândiți că am anumite argumente pe baza aceasta, dar și dacă vine Hristos vinerea sau joia, nu mă supăr sub nicio formă să vină să fim acolo în împărăția Lui. Da? Deci nu trebuie să fim atât de înguși la minte. Dar am găsit niște lucruri pe care am vrut să le împărtășesc cu voi, puteți să le studiați în continuare, să găsiți și alte argumente sau contraargumente. A fost luat Ierihonul și după ce cetatea a căzut, au avut un moment de împiedicare la Ai, când n-au mai respectat cuvântul lui Dumnezeu și atunci Iosua a început să se întrebe: Ce s-a întâmplat? De ce Dumnezeu n-a mai lucrat în viața, în viața poporului? Și Dumnezeu i-a zis: Ai o problemă acolo, cineva a călcat porunca mea. Nu poți să te bucuri de binecuvântarea lui Dumnezeu călcând ceea ce El ți-a interzis în mod clar. Da? Am mai întâlnit pe cineva. Uh, cu, întreba cu privire la un anumit subiect despre care Dumnezeu spune clar, să nu faci. Și eu mă rog Domnului să văd, poate în descoperă altcineva, zic altceva. Poți să te rogi cât vrei, dacă Dumnezeu ți-a că e păcat, nu ai voie să faci lucrul respectiv, dar e stipulat în legea Lui. Pe păi poți să te rogi cât vrei, că Dumnezeu nu schimbă legea Lui după părerea ta sau... Pățin și noi ca Balaam, știți? Dumnezeu i-a spus prima dată, nu te du acolo, și, balam, hai să mai întreb pe Domnul, Poate mă lasă, și Dumnezeu l-a lăsat ca să-i testeze credința, și după ce a plecat, zice: De ce te-ai dus? Nu ți-am spus să nu mergi. Bun, te duci, dar faci numai ce spun eu. Poate că uneori Dumnezeu îți îngăduie să faci anumite lucruri, dar nu înseamnă că este de acord dacă el a spus nu cu privire la ele. Au trecut și de momentul acesta au luat cetatea Ai și aici îl găsim pe Iosua în acțiune. Versetul 18 din capitolul 8, Domnul a zis lui Iosua, întinde spre Ai sulița pe care o ai în mână, căci am să o dau în mâna ta. Și Iosua a întins spre cetate sulița pe care o avea în mână. Vă întreb, dacă nu respecta ceea ce a spus Dumnezeu, iar mai fi dat biruința? Clar nu. I-a spus clar, tu trebuie să fii în mijlocul luptei, trebuie să vadă oamenii lucrul acesta. Și versetul 26 spune că Iosua nu și-a tras mâna pe care o ținea întinsă cu sulița, până ce toți locuitorii au fost nimiciți cu desăvârșire. Deci a fost foarte clar, Iosua era în mijlocul luptei. Poate păi ziceți, a, păi dar n-a luptat nimica asta numai cu sulița uh, uh, da, întinsă spre, spre cetatea ai. Gândiți-vă ce înseamnă să fii militar, să stai în toiul luptei, cu sulița ridicată spre cetate. Erai în bătaia săgeților, putea oricine să vină să zreteze reteze capul. Da? Asta era un act de credință din partea lui Iosua. Faptul că a stat în bătaia săgeților a, și -a, a devenit vulnerabil, nu avea nici scut, -avea, poate că erau câțiva care îl apărau, dar săgeata știți cum vine din orice direcție, putea să fie omorât. A fost un act de credință prin care el s-a expus fizic în fața atacatorilor ca o expresie a încrederii în Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu a spus că ne dă cetatea, ne o dă cu siguranță, și eu sunt aici ca mărturie. Din partea lui Dumnezeu. Capitolul 10 vine din nou cu o provocare. De data aceasta, cum zicem noi în popor, gluma a început să se îngroașe. A început să se coalizeze împărații. Adonis de împăratul Ierusalimului a aflat că Iosua pusese mâna pe ai și o nimicise cu desăvârșire și a trimis vorbă mai multor împărați să se coalizeze împotriva lui. Și exact ca în celelalte ocazii, zice versetul 8, că Domnul i-a zis lui Iosua, nu te teme de ei, căci îi dau mâinile tale și niciunul din ei nu va putea să stea împotriva ta. Făgăduința lui Dumnezeu. Da? Iosua a venit fără veste peste ei după ce a mers toată noaptea de la Gilgal, observați că deja devine un, uh, un loc de referință, Gilgalul. A venit peste ei după ce a mers toată noaptea de la Gilgal. Iarăși are de-a face cu, uh, cu a fi vigilent, da? Îți dați seama că în loc să stea, să doarmă, să-și să facă somnul de 8 ore, da? Apropo, ca o mică paranteză, Uh, eram într-o bisericuță mică de țară și trebuia să, să fie uh, băgate lemnele. A venit seara târziu mașina cu lemnele, a descărcat în fața bisericii și trebuia să, uh, să le bagi înăuntru. Uh, se anunța și ceva ploaie și s-a făcut apel. Frații haide să băgăm lemnele. Și un frate a zis, frate, eu mă culc de la 9 la 12 să fac globulile roșii. Zic, bine frate, stai și dormi și fă globule, da? Sunt situații în viață în care nu poți să fii atât de tipicar și să, să mergi după niște lege așa foarte fixe. Sunt situații în care, da, poate nu trebuie să dormi o noapte, să faci un efort suplimentar pentru ceea ce, ce ai de făcut și să fii uh, cu un pas înainte. Iosua a mers toată noaptea, vă dați seama, marș forțat și a doua zi bătălie. A fost cumplit, da, să fie obosit fizic. Nu este foarte, foarte simplu. Dar a primit poruncă din partea lui Dumnezeu și a avut încredere aceasta în Dumnezeu că va fi cu el. Iosua a venit fără veste peste ei după ce a mers toată noaptea de la Gilgal. Și rezultatul știm, a fost o mare biruință din partea poporului Israel, și nu atât. Erau atât de mulți încât nu mai făceau față. Și Iosua a avut nebunia aceasta să-i ceară lui Dumnezeu ceva ce n-a mai cerut nimeni înainte nici după el. Doamne, sunt atât de mulți că nu reușesc să termin. Oprește soarele și luna. Oprește soarele și luna și chiar le poruncește el, oprește-te soarea asupra Gabaonului și tu luna asupra voiei aia al onului. Și soarele s-a oprit și luna și-a întrerupt mersul până ce poporul și-a răzbunat pe vrăjmașii lui. Și spune versetul 14, n-a mai fost nicio zi ca aceea, nici înainte, nici după aceea, când Domnul să fie ascultat glasul unui om, căci Domnul lupta pentru Israel. Este extraordinar. Momentul puterii. De unde a venit, mă, ideea asta? Da? Despre sclipirea aceasta vorbesc. Da, ești om al credinței, ești om care iubești pe Dumnezeu, vii la biserică, dai zeciuială, uh, zecială, faci binefacere, dar sunt momente în care trebuie să acționezi inedit, bazat pe credință. Și nu toți avem sclipirea aceasta pe care a avut-o Iosua sau pe care au avut-o oamenii lui Dumnezeu. Însă asta ne aduce multe binecuvântări. Dacă prindem momentul acela în care să vedem ocazia, oportunitatea pe care ne oferă Dumnezeu și să spunem, uite, acum trebuie acționat așa și să acționeze așa. De aceea îmi place Iosua. Putea să zică, păi stau să mă mai rog un pic. Mai întreb pe Domnul, mai citesc, păi chiar așa? Păi nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva. Și știți că avem argumente din astea împotriva. N-a mai făcut nimeni așa ceva. Știți, dacă ar gândi în felul ăsta campionii olimpici, nu s-ar mai dobori niciun record mondial. Și nici olimpic. A zice, bă, păi asta e limita maximă. Salut, ce să mai strofoc eu? Nu mai... Dar observați că la fiecare concurs se mai doboară un, un record o fracțiune de secundă, o sutime. Și cineva este mai bun, mai bun. Și sportul progresează în felul acesta sau arta respectivă. De ce? Pentru că cineva vrea să facă lucrurile altfel și mai bine decât cei care au fost înainte. Este provocarea pe care Dumnezeu o face pentru fiecare dintre noi ca să, să fim mai buni decât cei din generațiile anterioare. Iosua a avut curajul ăsta să-i ceară lui Dumnezeu ceea ce n-a mai cerut nimeni niciodată. Și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Și ultima mare bătălie, capitolul 11, cu aceasta vreau să, să închei, uh, s-au coalizat din nou uh, cananiții împotriva lui, uh, lui Iosua și au știrii sale și chiar era pericol mare acolo, dar, ca în alte ocazii, spune versetul 6 că Domnul i-a zis lui Iosua, nu te teme de ei. Foarte important. Credința îți dă acel curaj. Nu vorbim de încumetare și de prostie, că și prostul are curaj. Oh, mă duc, eu fac, stai băi, n-ai calculat nimic. Da, inconștient. stai mă, liniștit. Da. Uh, nu despre încumetare vorbim, ci despre încrederea în Dumnezeu și în planul său și Dumnezeu zice, nu te teme de ei. Nu te teme de ei pentru că îi dau mâinile tale. Și versetul 7, Iosua cu toți oamenii lui de război au venit pe neașteptate peste ei, la apele Merom, și s-au năpustit în mijlocul lor. Deci ăsta erau câtă frunză, câtă iarbă. Și n-au pus fântânile, n-au făcut gropi, n-au pus capcane, nu, direct în mijlocul lor. E sinucidere curată. Însă, Având această făgăduință a lui Dumnezeu, Iosua a știut că biruința este de partea lui. Dragii mei, viața are multe provocări, atât în ceea ce privește existența, cât și în ceea ce privește viața noastră de credință. Și cred din toată inima că atunci când noi credem în Dumnezeu, El ne dă izbândă și ne poate ajuta să fim cu adevărat biruitori. Frica este normală pe de-o parte. Fiecare dintre noi avem frici în viață, dar dacă ea pune stăpânire peste noi și împiedică acțiunile noastre și hotărârile noastre și în momentele cheie ale vieții suntem plini de frică, atunci o să avem foarte multe înfrângeri. Dumnezeu să ne ajute să avem această credință pe care a avut-o și Iosua, chiar dacă nu ne cheamă Dumnezeu să, să cucerim împărății, dar avem bătăliile noastre, fiecare dintre noi, în viețile noastre, în care putem da dovadă de mai mult curaj, mai multă tenacitate, mai multă credință și, de ce nu, mai multă acțiune pe care să o să punem la lucru, pentru că, ați observat, Iosua a fost un om de acțiune. N-a stat la povești foarte mult. Ce avem de făcut? Asta. Bun, am trecut la acțiune. Și cu siguranță rezultatele vor apărea mai devreme sau mai târziu. Dumnezeu să ne ajute să prindem aceste momente ale puterii și atunci când ele vin în viața noastră să avem atitudinea care trebuie, credința care trebuie, cuvintele care trebuie și acțiunile care trebuie. Amin.